Accident aviatic în Columbia, 75 de morți și 6 supraviețuitori, este bilanțul tragic. Aeronava care s-a prăbușit transporta o echipă de fotbal. La bord se aflau 72 de pasageri și 9 membri ai echipajului. Aeronava trebuia să ajungă la Medellin în jurul orei 4:30 dimineața, ora României, dar a pierdut contactul cu turnul de control cu puțin timp înainte de aterizare. Pe lângă ipoteza unei prăbușiri din cauza vremii nefavorabile, în presa locală circulă și varianta potrivit căreia aparatul de zbor ar fi rămas fără combustibil. Cu privire la cauza tragediei, primul element luat în calcul este vremea nefavorabilă. În acel moment, în zonă se înregistrau tunete și fulgere, iar vântul puternic putea provoca turbulențe. Printre pasageri se numără și 27 de jucători de fotbal din prima divizie braziliană, precum și jurnaliști. Două zile de grevă la Lufthansa. Aproximativ 1700 de zboruri programate vor fi afectate. Lufthansa a cerut unui tribunal din München să interzică greva, dar solicitarea a fost respinsă. Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe români să consulte orarul de zbor pe site-ul companiei înainte să plece de acasă. Pericol uriaș la o grădină zoologică din India, unde un tigru a scăpat din cușcă. Animalul s-a înfuriat după ce un turist a aruncat o gumă de mestecat în țarc. Peste 200 de vizitatori se aflau la zoo în acel moment și, speriați, s-au adăpostit în spitalul din apropiere. Angajații parcului au căutat tigrul evadat preț de câteva zeci de minute. Apoi operațiunea a fost îngreunată de lăsarea nopții. Abia după aproximativ 2 ore, animalul a fost capturat și dus înapoi în cușcă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.